Centrul școlar pentru educație inclusivă Roman a fost modernizat și echipat cu toate dotările necesare în urmă cu 2 ani. De atunci s-au mai efectuat vizite în această instituție pentru a vedea schimbările produse și cum influențează acestea calitatea vieții copiilor. Schimbările includ modernizarea corpurilor de clădire, reabilitarea termică, modernizarea terenului de sport și amenajarea unor spații noi de recreere și joc în aer liber. De asemenea, au fost achiziționate echipamente didactice, IT și mobilier. În centru, în acest moment, sunt 82 de copii care se bucură de condiții foarte bune de trai și care au parte de numeroase activități menite să le dezvolte abilitățile și să îi ajute într-o eventuală recuperare și reabilitare. Un foarte bun exemplu de recuperare este un tânăr care a stat timp de 8 ani în centru, a plecat, iar când s-a întors a devenit un om de bază al instituției. El se ocupă în prezent de mai multe sectoare și are grijă ca totul să fie conform standardelor. Eu cunoșteam foarte bine acest centru pentru că am mai fost de, cred că asta este a treia oară, știam foarte bine că aici este în regulă tot ce înseamnă pe partea de administrație, administrativă. Dar am vrut să le arăt și colegilor mei din echipa de astăzi să se convingă că cele spuse de mine sunt și reale. Iată că avem și locuri unde se poate spune că activitatea se desfășoară în condiții foarte, foarte bune și îi felicit pe această cale pe acești conducători minunați. Au copiii de aici toate condițiile optime? Absolut toate condițiile și mai ales dacă este și căldura sufletească care vine din partea celor care coordonează activitatea aici este și mai bine. Mă bucur și încă o dată îi felicit. Toate aceste lucruri nu ar fi posibile dacă nu ar exista implicare și o bună organizare din partea conducerii. Mă bucur că echipa care ne-a vizitat școala ne-a apreciat munca și efortul. Este neprecădiciune pentru începerea noului an școlar. Încercăm să asigurăm servicii decente. Eu știu că se poate și mai bine, dar trebuie să avem cu toții acces la mai multe resurse. Deocamdată, cu resursele care le avem, suntem mulțumiți de ceea ce facem. Dar astăzi, pe lângă vizita care a fost făcută, eu am făcut și un lobby pentru școală și am niște promisiuni. Nu vi le spun acum dumneavoastră, pentru că vreau întâi să se realizeze și după aia o să vedeți că o să fie foarte bine pentru toată lumea.